Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou video! Astăzi o să avem o citire despre cum va fi viața voastră în următoarele 3 luni sau la ce să mă aștept în următoarele 3 luni, da? Deci viața voastră în următoarele 3 luni. Avem aici prima variantă, numărul 1, varianta numărul 2, varianta numărul 3 și varianta numărul 4. Am să vi le mai arăt o dată pe toate pentru a avea timp să alegeți, bine? Sper să vă placă această etalare. Am simțit această chemare către această întrebare, de fapt de vreo 2 săptămâni, dar am fost ocupată să vă pregătesc o serie despre ascendent și am zis totuși să merg pe intuiția mea, pentru că am avut parte chiar și de un lucru foarte frumos. Și am să vă explic imediat despre ce experiență am avut parte, dar până atunci aș vrea să alegeți, să vă concentrați și apoi începem etalarea. Vă spuneam că astăzi am avut parte de o întâmplare foarte interesantă. Nu găseam telecomanda de la aerul condiționat și am întors un pahar, bănuiesc că știți cum se face, și l-am invocat pe Arhanghelul Samuel, care el este cel care ne ajută să găsim ceea ce căutăm. Am căutat până îmi pierdusem speranța și m-am gândit să fac o consacrare, că oricum urma să fac acest video, și să mă interiorizez, efectiv să meditez. Și când am închis ochii, efectiv am văzut foarte multe mesaje. M-am interiorizat foarte mult și am văzut efectiv unde era telecomanda, care era fix după un dulap, exact așa cum am văzut eu. După această imagine m-am dus repede să verific dacă este într-adevăr acolo, bineînțeles că era, și când am dat dulapul la o parte, am găsit acest mesaj cu "Te iubesc", nu știu dacă se vede, nu cred că se vede, vi-l arăt imediat. Acest mesaj cu "Te iubesc" mi s-a părut foarte, foarte frumos și venise exact într-un moment în care mă gândeam că de data asta nu o să mai găsesc. Drept dovadă am primit acest mesaj cu "Te iubesc" și mi se pare foarte frumos. Mi s-a făcut pielea de găină efectiv când l-am găsit, pentru că eu nu am scris acest bilet, ca să știți și voi. Probabil că mi l-a scris altcineva în trecut, dar nu eu. Pur și simplu l-am găsit și mi-a schimbat starea, m-a făcut să-mi dau seama că, într-adevăr, fiecare dintre noi suntem iubiți de îngeri, mai ales în momentele în care noi avem o conexiune puternică cu ei, primim tot felul de sincronicități și mesaje la care nu te aștepta într-un anumit moment. Și mi s-a părut interesant să împart cu voi experiența aceasta pentru a vă arăta cât de mare e puterea îngerilor și nu doar o dată, dar în principiu puteți să vă conectați cel mai bine cu ei când reușiți să vă eliberați mintea de toate gândurile și toate lucrurile pe care le aveți de făcut și sunteți efectiv abandonați în ideea de meditație, adică sunteți acolo și nimic altceva nu mai există. Acum haideți să începem etalarea, o să încep cu numărul 1 pentru a vedea, o să dau restul cărților la o parte. În cazul celor care ați ales această pană, numărul 1, din ceea ce văd, pentru voi domeniul de interes în următoarele 3 luni va fi casa parteneriatului, a căsătoriei și a asociațiilor și, de fapt, a relaționării cu lumea în general. Și pot vedea cu cartea Marele Preot și cu Release, adică eliberează-te, că în unele cazuri este posibil să vă eliberați dintr-o căsnicie. S-ar putea ca unii dintre voi să porniți la un alt drum singuri. Și asta pentru că avem cartea Faetonul și Justiția. Poate fi acest caz în care vă eliberați de o căsnicie și porniți la un nou drum. Și asta și pentru că, vă spun două variante aici, asta pentru că următoarea carte ne vorbește despre faptul că ceasul tică e în acest moment și următoarea carte spune nu e pentru tine, ok? Și chiar adevărul va fi revelat, va fi spus.
Deci pot să văd că este posibil ca partenerul de căsătorie, pentru cei care sunteți căsătoriți, aveți răbdare în rest. S-ar putea să nu fie de fapt cel cu care urmează să fiți toată viața. Și pot să văd că totuși voi ați fost persoane foarte loiale. Deci mulți dintre voi sunteți persoane loiale, dar văd că în următoarele 3 luni veți avea parte de o perioadă mai singură. Avem o carte de la înger care spune: petrece mai mult timp singur sau singură în natură, meditând asupra dorințelor și intențiilor tale, roagă-i pe îngeri să te ajute să dobândești o perspectivă pozitivă. S-ar putea ca unii dintre voi să vă fie eliberat de cineva care nu v-a fost atât de bun, n-a fost pentru voi și ați simțit unii dintre voi că v-ați pierdut timpul cu această persoană și că acum adevărul a ieșit la iveală. Ați discutat, este probabil să divorțați pe calea amiabilă unii dintre voi. Deci, pentru cei care sunteți căsătoriți sau aproape căsătoriți, stați împreună de mult timp, o să văd că veți avea parte de un sfârșit pe care nu puteți, din păcate, să-l controlați. Această carte, Eliberarea, este moartea din tarot, imediat după Marele Preot, și arată că un sfârșit oricum este inevitabil, bine? Poate un sfârșit și în credințe. Poate să fie un sfârșit în credințe. Poate erați setați pe ceva anume, aveați niște credințe și acum vă eliberați și porniți la un alt drum, mult mai corect, o cale a adevărului, aș putea spune, sau o cale pe care voi o considerați adevărul despre Dumnezeu, despre credințe. Poate o să începeți să meditați mai mult, să petreceți timp în locuri care sunt mai naturale. Și cu următoarea carte s-ar putea să aveți și ceva experiențe spirituale, ceva care să vă trezească. Cartea aceasta spune că puteți avea parte de experiențe spirituale ce vă vor schimba modul în care vedeți lumea, dar și pe voi personal. Și probabil că această trezire spirituală pe care voi o veți avea, dacă nu divorțați în următoarele 3 luni, s-ar putea să fie sfârșitul unor credințe, da? Și să vă deschideți către spiritualitate cu adevărat. Deci ceva experiențe veți avea și veți conștientiza în momentul ăla, vă veți trezi spiritual că adevărul vi s-a arătat, în sfârșit ați înțeles sau viața nu era ceea ce credeam eu, nu era ceea ce îmi spunea societatea, asta spune Marele Preot, nu era ceea ce îmi spunea preotul, nu era ceea ce îmi spuneau autoritățile sau organizațiile. De fapt, ăsta e adevărul, o să spuneți. A venit timpul ca eu să mă deschid și să văd care este adevărul. Totuși, văzând de 2 ori cartea aceasta, Justiția și Casa 7-a din astrologie, care este tot în afinitate cu Balanța, s-ar putea ca mulți dintre voi totuși să fiți foarte concentrați pe o relație. Poate că terminați o relație și întâlniți pe cineva care poate vă trezește spiritual sau cineva va trezi spiritual o experiență, este foarte posibil. Este posibil ca această trezire spirituală să vă facă să realizați că nu sunteți lângă cine trebuie și veți fi foarte concentrați să vă găsiți persoana care să vă împlinească și din punct de vedere spiritual, pentru că avem această carte, Parteneria de Dragoste, Casa 7, cum am spus, Balanța, Marele Preot, și aceste cuvinte nu sunt pentru tine. De asemenea, pot să văd că este posibil ca cineva să plece din viața voastră și avem această carte a lacrimilor. S-ar putea ca în 3 luni să aveți parte de o experiență care să vă înlăcrimeze, vă văd destul de înlăcrimați, dar parcă simt că voi aveți ceva de învățat. Cred că este o lecție și chiar cred că îngerii îmi transmit mai degrabă că orice experiență prin care voi veți trece în următoarele 3 luni vă vor face să vă eliberați de ceva, poate karmic, și s-ar putea să fie tot răul spre bine. Adică nu vreau să vă sperii pe toți, cu siguranță că nu pentru toți va fi așa,
Dar oricum concentrarea cea mai mare este pe dragoste. Deci văd dragostea foarte importantă. Este posibil să vă despărțiți de cineva și să întâlniți pe altcineva. Asta pentru că avem cartea Parteneria de Dragoste, această lună de miere, honeymoon și dragostea adevărată. Este posibil ca în următoarele 3 luni, cei care nu sunteți căsătoriți sau chiar și cei care sunteți și divorțați, să întâlniți pe cineva într-o călătorie, să plecați undeva sau poate într-o călătorie spirituală sau să vă regăsiți și atunci să găsiți această adevărată dragoste sau să vă dați seama că spiritualitatea este adevărata voastră dragoste. De asemenea, văd că în unele cazuri se va termina o relație tocmai pentru că este nevoia asta de justiție, ceva nu a fost corect. Și avem cartea Mărul care spune tentația, da? Ispita te testează. Poate că partenerul va fi ispitit de cineva și veți fi în situații foarte tensionate, o văd foarte tensionați în 3 luni și de aceea probabil veți fi înlăcrimați pentru că voi vă gândiți, eu am fost genul de om care chiar am fost loial, avem această carte cu cățelul, credința și acest Cupidon, iubirea, deci voi ați fost credincioși în ceea ce privește dragostea, dar veți avea de luptă pentru că avem soldatul și este posibil ca partenerul sau chiar voi să fiți cei care poate să vă schimbați. În unele cazuri este posibil ca voi să fiți ispitiți și să vă dați seama că nu mai aveți poate o legătură atât de puternică cu partenerul. Este foarte posibil să fiți voi testați. Dar să știți că indiferent de toate experiențele de care eu v-am spus, avem această carte care spune ești pe drumul succesului, avem drumul muntelui. Nu știu dacă o veți vedea voi foarte bine, dar este un munte așa frumos care are un drum. Și s-ar putea ca mulți dintre voi să plecați la munte și acolo la munte sau la pelerinaj unde mergeți voi să întâlniți această adevărată dragoste. S-ar putea ca în următoarele 3 luni să aveți mare noroc în dragoste. Deci nu vă temeți. Dacă nu sunteți căsătoriți, v-am spus, nu vă fie teamă, s-ar putea să găsiți, poate plecând undeva la munte, să găsiți această persoană, să o întâlniți. Sau să fiți în următoarele 3 luni mai pe cooperare, vreți să cooperați cu ceilalți, să vă echilibrați mai mult. S-ar putea să fiți foarte, foarte corecți atunci, să spuneți nu mai e ceea ce credeam și persoana respectivă nu mai e pentru mine. Deci experiențele care vor veni spre voi în următoarele 3 luni ca o concluzie vor fi tensiuni foarte multe, situații foarte îngrijorătoare, poate în unele cazuri, dar toate acestea vă vor duce la această concluzie că nu a fost să fie, nu a fost pentru voi și a trebuit să se termine. Deci ceva se va termina cu moartea, v-am zis, nu avem cum să controlăm acest lucru. Și ea ne anunță tot timpul această carte că se termină ceva, dar începe ceva nou. Deci nu vă faceți griji pentru că orice moarte este un nou început. Și acest nou început s-ar putea să fie mai frumos decât credeați, chiar dacă vă veți înlăcrima, chiar dacă vor fi noi drumuri de făcut, pot să văd că veți avea noi drumuri cu faetonul. Oricum, acest sfârșit o să vă ducă pe un alt drum. Deci veți lua un alt drum majoritatea, un drum corect, un drum pe care trebuia să-l faceți de ceva timp. Și această carte, Justiția, spune, ia-ți ceva timp să te gândești la aceste probleme, să revizuiești toate lucrurile, pentru că vei câștiga în final. Deci, decizii corecte și obiective veți lua. Sunt foarte, foarte sigură. Parcă văd ceva implicat cu justiția și de asta am spus, e posibil să divorțați de o persoană, pentru că veți spune, nu, e timpul să fiu corect și această persoană nu e pentru mine. Deci, în următoarele 3 luni vă va determina ceva să puneți capăt, da? Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de o credință, de ceva vechi, vreți să aruncați vechiul și să fiți noua persoană pe care ați descoperit-o și spuneți, eu sunt așa, nu mai sunt așa, bine? Deci fie vorba de credințe, în unele cazuri, fie vorba de o căsnicie, de un parteneriat. Poate nu toți sunteți căsătoriți,
Dar văd că aveți ceva de împărțit cu această persoană, foarte clar, mi este. S-ar putea să fie ceva război cu acest soldat. Este posibil ca motivul despărțirii de această persoană să fie faptul că au picat în ispită. Deci vă văd destul de corect. Vreți să luați decizia corectă. Vă doriți multă iubire în viața voastră. Dar veți fi foarte serioși și foarte pregătiți, parcă. Este timpul să mă respect și să fac asta chiar dacă inima îmi plânge. Voi merge pe calea dreptății și voi petrece un timp singur să mă regăsesc și chiar atunci s-ar putea să vă regăsiți spiritualitatea, bine? Îmi pare rău că nu e un mesaj mai pozitiv pentru voi, adică ca mesaje pozitive este posibil să vă apucați să studiați ceva spiritual sau să vă implicați în ceva organizație, bine? Ceva pe tradiții, posibil. Cam asta am să vă spun. Nu vă pierdeți speranța pentru că văd ceva iubire pe aici și este posibil ca, chiar dacă ați suferit după cineva sau vă despărțiți, iubirea să știți că e de partea voastră și chiar veți găsi acel parteneriat de dragoste. Deci, în următoarele 3 luni este posibil să întâlniți un partener, cum s-ar spune, venit din ceruri, bine? Un partener cu care voi trebuie să aveți o relație. Deci, în următoarele 3 luni, indiferent că vor fi situații mai puțin plăcute, totuși vă văd că vă veți alege cu un partener sau cu o persoană care va urma, probabil pe termen lung, să devină partenerul vostru. Sper că a făcut sens tot ce v-am spus. Nu uitați că viitorul se mai schimbă în funcție de calea voastră pe care sunteți și asta este calea voastră în acest moment. Nu vă fie teamă să înfruntați nimic, pentru că eu aici chiar vă simt mult mai puternici. Și vă zic sincer, în momentul în care eu am făcut toate etalările, la una dintre pachete mi-a venit să plâng foarte tare. Deci acolo am simțit că persoanele nu vor fi atât de puternice, dar voi da. Chiar veți fi puternici, veți fi persoane de încredere și este posibil ca mulți să fiți ca niște învățători pentru ceilalți. Vine lumea să vă ceară părerea vouă. La voi, dragii mei, pot să văd că în următoarele 3 luni s-ar putea să aveți foarte multe drumuri de făcut. Pot vedea asta cu acest cavaler de bâte. S-ar putea unii dintre voi poate să vă mutați sau să mergeți undeva, să vizitați poate familia. În unele cazuri s-ar putea în străinătate sau peste ocean. Sau s-ar putea totuși să vă luați o casă nouă, vă doriți să vă mutați și să fiți cu familia în altă parte. Totuși, ca atmosferă și ca starea voastră, văd o stare destul de agitată și de negativistă. Aș vrea să încercați să nu mai fiți așa, pentru că avem această carte și spune: fii gata oricând de acțiune și nu lua pe nu drept răspuns. Așteaptă-te să apară soluții miraculoase. Dacă acum, probabil în viața voastră, nu vedeți cum o să reușiți ceva anume, așteptați-vă la soluții miraculoase, așa cum spune cartea. Vă văd foarte, nu știu, foarte depresiv, parcă pe dragoste. Văd că e posibil ca cineva să vă fi respins, să nu vă împarte sentimentele. Sau ca voi să nu credeți că această persoană ar putea să vă placă, pentru că avem cartea a fi optimist în legătură cu viața ta sentimentală care e întoarsă, deci e clar că nu sunteți deloc optimiști și iubire neîmpărtășită, deci voi cred că simțiți că nu mai sunteți iubiți. Nu vă simțiți iubiți, sunteți foarte tensionați și avem cartea Time Out. Time Out este o carte în care efectiv ceva se întâmplă și deci nu mai apuci, nu știu, să mergi unde vrei sau să faci ceea ce ți-ai propus, ci o să faci o pauză forțată. Vă zic din experiență că această carte Time Out mi-a apărut și mie și am fost în spital în ziua respectivă cu perfuzii. Nu m-am simțit foarte bine. Nu e cazul vostru neapărat, doar că s-ar putea să fie mai degrabă un time out de la toată nebunia asta, ce simțiți voi. Voi sunteți cu nu în brațe acum, nu vreau, nu știu ce, nu, dar nu, mi-e frică, dar nu, n-am chef. Și atunci,
Acest time-out pare a veni de aici, adică nu vreți să faceți ceva, faceți pauză, nu vreți să alegeți, nu vreți să vă gândiți, nu vreți să luați o decizie, probabil. Și asta este posibil să fie din cauza că s-a terminat ceva în viața voastră, poate o relație. Avem această carte corespondentă cu 10 de spade, în care un sfârșit poate un pic cam violent și cam brusc apare în viața voastră. Deci ceva se termină. Și totuși cred că această experiență vă va duce pe o cale mai mistică, mai spirituală, pentru că domeniul de viață cel mai important în această lună va fi pentru voi casa noua, care este casa valorilor spirituale, a religiei, a relației cu Dumnezeu și a studiilor superioare și, bineînțeles, a străinătății, a călătoriilor la mare distanță. De asta am și spus, este posibil ca voi să plecați, poate aveți familie în străinătate unii dintre voi și plecați la familie în străinătate sau vreți să vă luați o casă în străinătate. Sau în altă parte, oricum, nu unde stați voi acum. E posibil. Sau pur și simplu călătoriți, aveți de făcut multe lucruri sau călătorii în interes de serviciu pentru că sunt multe monede la voi. Cred că veți face foarte mulți bani peste 3 luni sau vă interesează banii. Banii sunt în capul vostru acum. Pentru că avem și această carte care ne arată niște monede și ne spune că banii vin spre tine. Deci fiți foarte atenți că s-ar putea să manifestați. Focul este o energie care creează, bine? S-ar putea să vă creați condiții benefice pentru a face bani. Aveți tocmai acest time-out pentru că ați muncit foarte mult să aveți ceea ce aveți sau luați o pauză de a ceva ce a fost foarte, foarte împovărător. Ceva ce v-a măcinat foarte mult și v-a obosit și fizic și psihic. Adică, efectiv, vorba aia, ca un colaps o să aveți, dar nu vă speriați că nu moare nimeni. Pur și simplu veți fi așa, nu mai aveți vitalitate. Este posibil să trebuie să luați mai multe vitamine, să vă îngrijiți mai mult sănătatea, pentru că nu veți mai avea energie, adică prea multe vor fi pe cap încât veți spune nu mai pot fizic, nu mai pot. Exact așa veți spune. Și da, cu by the book s-ar putea să urmați indicațiile eventual medicale ca la carte sau veți fi într-o perioadă în care vreți să ascultați de ghid spiritual, de persoane spirituale și veți face ca la carte. Așa cum au spus ei, o să urmați cuvintele lor. Poate veți pleca și în ceva tabere spirituale sau mai știu eu ce, alte lucruri spirituale sau vă veți gândi mult la spiritualitate dacă veți pleca undeva. Oricum văd că parcă urmați pe cineva, dar cel mai mult vă veți dori peste 3 luni să fiți liniștiți. Vă doriți pace, să fiți la casa voastră, să fiți undeva liniștiți, să nu vă mai deranjeze nimeni. Veți time out, efectiv. Și de asta zic, avem cartea aceasta cu a urma ca la carte, pacea și time out. Deci vreți pace, vreți ca viața să curgă așa cum trebuie, liniștită, să nu mai fiți stresați atât de tare, da? Iar culmea este că avem două cărți în care acest bărbat sărută mâna unei femei. Este posibil ca voi să fiți femei și să vă doriți o relație romantică cu cineva, cineva care poate chiar v-a sărutat mâna sau a avut gesturi foarte romantice și cavaleriești cu voi. Dar parcă vă e teamă totuși. Sau așteptați un gest fizic de la această persoană, pentru că, așa cum spune cartea, o atingere gentilă, tandră, înseamnă foarte mult pentru voi. Deci este posibil ca această persoană să nu fi făcut ceva și să spuneți gata, nu mă iubește, nu mă place, nu mă... Și de aceea s-ar putea să mergeți poate pe consiliere, să întrebați pe cineva, poate chiar în tarot, pentru că avem cartea Întreabă pe cineva, caută ajutor. Fii pregătit să primești suport, da? Ghidare și înțelegere în situația în care voi sunteți, da? Clar, va fi și o perioadă în care v-am zis ceva, parcă se apare brusc, se termină brusc, dar va fi până la urmă o greutate pe care voi o luați de pe umerii voștri. Așa spune și această carte. Rezolvarea va veni. O piatră de pe suflet va... Este foarte posibil ca voi chiar să luați această pauză, să tăiați ceva, să terminați ceva. În unele cazuri simt că voi spuneți gata, merg pe alt drum, nu mai stau după cineva anume, să zicem. Mai văd că este foarte posibil să
întâlniți pe cineva, poate în unele cazuri în cadrul familiei, poate la o reuniune de familie sau undeva mai familiar. Dacă nu întâlniți acolo, oricum persoana aceasta nu este cea mai, cum să vă spun eu, serioasă pe parte de relații, pentru că nu caută, văd că este mai degrabă genul de persoană care caută plăceri, care este hoțomană și s-ar putea să aibă pe cineva, așa că aveți grijă, ori să aibă o familie, ori să fie cu cineva, să-i fie foarte bine. Așa că mare atenție cu cine veți umbla peste 3 luni, pentru că, așa cum spune cartea asta, hoțul, sper să vedeți, este un bărbat care intră pe furiș în această casă. Și mai e o carte cu cei care caută plăceri, distracții, deci nu pare a fi foarte serioasă, deci aveți grijă. Oricum, să știți că schimbarea și la ce puneți voi capăt, ce se schimbă în viața voastră, este foarte bine, pentru că avem cartea Fluturele, care spune o schimbare pentru binele vostru. Adică, știți și voi, o mizdă se transformă în fluture, devine mai frumoasă. Oricum, cele mai importante lucruri pentru voi în luna asta, clar, sunt pacea sufletească, călătoria sau mutarea asta pe care voi o faceți, spiritualitatea, da, v-am spus, casa noua din astrologie, spiritualitatea, cu banii, v-am zis, o să stați foarte bine sau veți avea o sumă mare de bani, probabil v-am zis, aveți ceva, vreți să investiți sau să faceți o mutare în ceea ce privește planul financiar și parcă vreți liniște cu apa, văd că vreți liniște, vreți să fie totul lin, să decurgă călătoria foarte bine. Poate unii veți merge pe apă, unde mergeți voi acolo e mai multă apă. Poate mergeți în vacanță, cine știe. În următoarele 3 luni ar trebui să fie, hai să punem și iunie, deși am zis iunie, iulie, august, da. Posibil să fie, poate la mare mergeți undeva, mai interesant, poate nu neapărat tot în țară, ci vă văd mai degrabă undeva mai exotic și mai interesant, poate unde sunt elefanți, tot felul de păsări și tot felul de peisaje foarte frumoase. Da, vă văd destul de bine, așa. Doar să aveți grijă că s-ar putea să aveți ceva obstacole în această lună, să vă simțiți rănit, v-am spus, să aveți grijă la corpul vostru, să nu vă răniți, să nu exagerați efectiv cu munca și să obosiți sau descoperiți că, nu știu, aveți o alergie la ceva sau nu vă face bine ceva. Uite, mi s-a întâmplat și mie, adică vă zic, experiența asta, o cartea m-a făcut să îmi dau seama că nu mai pot să beau cafea, îmi face foarte mult rău și ajungeam în spital de fiecare dată după cafea. Așa că vedeți și voi, fiți atenți la alimentație foarte mult și la corp, pentru că monedele vorbesc despre pământ și elementul pământ vorbește despre corp fizic, despre a mânca sănătos, a mânca mâncare de calitate, bine? Deci în următoarele 3 luni încercați să mâncați mâncare de calitate, să vă deschideți mult spiritual și să aveți o viață efectiv de calitate, bine? Cam astea sunt mesajele pentru voi în următoarele 3 luni. Sper să luați niște decizii foarte bune și să nu vă fie teamă, bine? Indiferent de ce apare în viața voastră, primiți-le cu bunăvoință și învățați ce aveți de învățat, pentru că noi nu trăim niște lucruri doar așa că trăim, da? Ci le trăim ca să învățăm. Avem numărul 3 acum. Haideți să vedem la voi despre ce poate fi vorba în următoarele 3 luni. Te vor să cadă niște cărți neapărat să vă spun de la început de ele și vă spun că este normal. Mai ales dacă au căzut, înseamnă că e foarte, foarte important. La numărul 3, dragii mei, în următoarele 3 luni, vă văd o schimbare în ceea ce privește o situație care vă lasă rece. Văd o schimbare în planul material, parcă văd că vă confruntați cu o pierdere sau cu
cu o situație mai puțin bună financiar, parcă simțiți că n-aveți bani, parcă vă simțiți săraci, lăsați în frig. Și asta pentru că avem 5 de monede și este o situație în care sper că vedeți și voi, sunt două persoane, una parcă e bolnavă, una îngheață de frig, stau în frig și sunt săraci. Deci s-ar putea ca această situație care se răcește sau care v-a răcit, v-a făcut să vă simțiți săraci, urmează să se schimbe. Pentru că avem această carte a schimbării, roata norocului, se pare că roata se schimbă pentru voi în următoarele 3 luni și pot să văd că veți fi mult mai chitiți pe legea atracției cumva. Poate și fără să vreți. Poate că vă gândiți voi să faceți o schimbare, că nu merge bine, gata, am schimbat foaia. Și asta pentru că avem cartea co-create, adică a co-crea, când ești parte la creație, da? Când îți creezi propria realitate. Și de asta am spus, cred că veți merge pe legea atracției. Și chiar cred că vă veți balansa mintea cumva, vă veți echilibra mental. Avem această carte, fii corect, o balanță, da? Și cred că veți deveni mult mai înțelepți în următoarele 3 luni. Asta pentru că văd simbolul în ambele cărți, deși n-au nicio legătură. E aceeași bufniță înțeleaptă în ambele cărți. Sper că se văd. Aceeași bufniță apare și aici. Ah, mi s-a întunecat un pic fundalul, sper să mă vedeți bine. Această bufniță, știți și voi că e un simbol al înțelepciunii și cred că experiența prin care voi ați trecut mai înainte și probabil sunteți acum în prezent, vă va face să căutați remedii, cum să fac să fie mai bine, că nu merge cu banii, nu merge cu ceea ce mi-am propus, poate. Și da, văd că veți fi parcă ajutați de îngeri, pentru că a treia carte este high power, adică puterea de sus cumva. Deci e ca atunci când Dumnezeu spune, ați îndurat, s-a terminat acea karmă, da, ai dus, ți-ai plătit karma și acum urmează o schimbare. Poți să-ți creezi realitatea. Și asta este foarte bine. Poate fi legat și de dragoste. Am o veste foarte bună dacă sunteți singuri și v-ați simțit reci, în sensul că parcă nu mai iubiți sau n-ați mai fost, sau n-ați mai fost iubiți, n-ați mai putut să aveți căldură sufletească. Avem această carte care se numește Scaunul Ocupat. Cineva nou intră în viața voastră. Sper să se vadă, este un om care stă pe scaun, da? Ocupă un scaun. Dar, în același timp, următoarea carte este inelul spart, da? Rupt. Te desparți sau e o altă cale, fie în dragoste, fie în business. Acum, depinde de cazul vostru. Dacă era vorba de un business, că văd că sunt monede totuși, monede vorbesc despre bani, dacă n-am mers ceva bine într-un business, o să meargă, pentru că co-create înseamnă a fi co-creator, a fi cu cineva, cum v-am zis. Ce posibil să găsiți un nou partener de afaceri dacă vă căutați o afacere? Și da, vreți dreptate. E posibil să fi fost cu cineva într-o afacere care nu era atât de corect și acum spuneți gata, vreau corectitudine și vreau bani, vreau să rezolv asta sau vreau, nu știu, ce aveți voi de făcut. Da, și văd că aveți totuși speranță. Există o speranță. Și vreți să faceți ceva pe termen lung și chiar vă spun că posibil după 3 luni, peste 3 luni, să începeți ceva care să fie pe lungă durată. Pentru că steaua vorbește despre situații pe termen lung, deci nu imediat, bine? Chiar ăsta este mesajul. Uită-te în viitor cu speranță și optimism. Puterea încrederii și a credinței mută munții. Schimbări fericite care vă aduc liniște sau, cum să vă zic, vă aduc în sfârșit un echilibru după o perioadă care v-a provocat foarte mult, da? V-a scos pe real, cum s-ar spune. Da, deci veți ieși dintr-un impas financiar dacă îl aveți.
veți ieși din acel impas, orice ar fi el, mult, parcă văd că ar fi pe carieră, dar va trebui să fiți foarte atenți, într-adevăr, cu cuvintele. Încercați să afirmați mai multe lucruri pozitive despre voi, pentru că văd că, nu știu dacă toți, dar va fi și o perioadă de îmbolnăvire. E posibil, e posibil acum că văd această perioadă de îmbolnăvire, de depresie, este posibil ca voi în trecut să fi fost bolnavi și urmează o schimbare în atitudine, o vindecare. Este foarte posibil. Da. Dacă ați fost bolnav sau sunteți acum, vă veți vindeca. Și mai ales cu legea atracției, cu credința. Credința vă va ajuta cel mai mult. Și chiar văd, da, în această perioadă depresivă, veți fi în căutarea unui ajutor, a unei ghidări și a ajutorului. Nu vă fie teamă să cereți ghidare, pentru că văd că această ghidare vă va ajuta foarte mult până la urmă. Deci, dacă sunteți asociat cu cineva, văd că cineva îi va lua locul asociatului. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, e posibil să vă despărțiți de cineva pentru că a apărut altcineva, da? Cineva i-a luat locul fostului partener și v-ați despărțit. Sau dacă n-ați mai fost cu nimeni, e foarte clar că cineva nou va apărea în viața voastră. Și asta pentru că ați fost corecți și s-a făcut un echilibru cumva în univers și e ca și când Dumnezeu spune, gata, a trecut perioada, ai trecut testul, poți să-ți iei partenerul acum. Uite, urmează o altă lecție, da? Sau urmează o altă relație. Tot la voi, dragii mei. Poate a fost cineva bună, poate nu sunteți voi. Oricum, la voi am simțit așa o durere. Efectiv, mi-a venit să plâng când am făcut cărțile voastre. Am simțit o durere. Nu știu dacă în următoarele 3 luni veți cunoaște poate pe cineva care va fi văduv. Pentru că am simțit un plâns și mă gândesc. Fie un bărbat care suferă după o femeie mai tânără, da? Fie e posibil să vă cuplați cu, dacă sunteți femeie, cu un bărbat mai, poate divorțat sau văduv, sau mai în vârstă. Dacă sunteți bărbat, s-ar putea să întâlniți o femeie mai tânără, care apare în viața voastră după o perioadă de depresie și de despărțiri. Poate această femeie să vă ajute cu ceva sau cine știe, poate veți avea o relație cu ea. Ceea ce vă spun eu sigur este că cel mai important domeniu de viață pentru voi va fi casa a cincea a dragostei, dar să știți că nu e neapărat dragostea aceea pe termen lung, e o dragoste mai sportivă, să spun așa. Și am vrut să vă mai zic de la început, este posibil ca unii dintre voi să fi avut ceva pierderi, poate jucați la, nu știu, pariuri, chestii de-astea de noroc. Poate că unii veți câștiga dacă o veți face, dar încercați să fiți corecți cu voi și să nu exagerați, să înclinați balanța atât de mult încât să aveți pierderi până la urmă, bine? Eu nu încurajez totuși jocurile de noroc, dar văd că centrul atenției voastre în aceste 3 luni, da, peste 3 luni, va fi distracția. Și inclusiv jocurile de orice fel, de noroc, jocurile în dragoste, creațiile voastre, vă văd creativi. Da, vă văd foarte creativi, avem co-create, a co-crea și casa creației. Deci cel mai important domeniul vieții va fi pe partea de creare, da? Și chiar copiii în unele cazuri. Vedeți, v-am zis, aveți grijă totuși cu jocurile de noroc, dacă vă gândiți sau vă, nu știu, vă apucă peste 3 luni. Dragoste, văd lucruri frumoase în general. V-am zis, ar putea ca cineva să fie aport în viața voastră, simțiți sentimente romantice pentru partener.
Poate chiar o mică dependență, așa că aveți grijă să nu fiți prea dependenți. Poate în unele cazuri nu va fi cea mai serioasă relație, dar va fi ceva ce trebuie să simțiți atunci, să trăiți pe moment. Chiar este posibil să fi manifestat voi această persoană. Da? Văd oricum un cuplu. Un cuplu ori abia format, ori un cuplu așa cu o femeie mai tânără, un bărbat mai în vârstă, cu experiență de viață. Și veți căuta parcă luminița de la capătul tunelului. Aveți această carte, aveți nevoie de consiliere, asistare, ghidare și cartea Eremitul care spune găsește-ți un mentor sau fii tu mentorul tău, bine? Fă o pauză de la tot ce e social, de la societate, de la ce spune societatea și mai lasă ce gândesc alții și că vai cum ar fi bine, cum spun oamenii. Gândiți-vă la voi. Luați o pauză un pic de la toate lucrurile astea și angajați-vă într-o relație spirituală cu voi. Pentru că simt așa o conexiune cu Universul și dacă veți fi mai spiritual, aveți mai mult de câștigat. Bine? Sau poate chiar printre plăcerile voastre, pentru că plăcerile vor fi peste 3 luni centrul atenției voastre și cel mai important domeniu al vieții, s-ar putea ca voi să aveți și niște plăceri spirituale. Poate cineva se întoarce, vine înapoi în viața ta, ocupă din nou scaunul. Pentru că avem patru de bâte, care este o carte a unor persoane care sărbătoresc, se întoarce cineva, dai o revenire. Oricum veți avea foarte mult de sărbătorit, poate cineva se căsătorește și merge la o nuntă. Sau veți avea ceva bătălii, se numesc tot felul de opinii diferite față de partenerul cu care sunteți și cineva nou va apărea, am zis. În unele cazuri eu văd totuși, adică nu ar apărea aceste cărți dacă nu ar fi așa, dacă nu ar veni cineva nou în viața voastră. Deci aceste argumente, dispute cu o persoană cu care poate sunteți de mult, s-ar putea să ducă la o altă perspectivă a voastră și să vedeți altceva. Nu este de condamnat, este foarte normal. Dacă nu mai poți să evoluezi cu cineva, asta e, asta a fost lecția. Mai târziu s-ar putea să termine mai rău. Și da, s-ar putea să dați de persoane foarte ambițioase și să fiți și voi foarte ambițioși, bine? Dar să știți că ambiția asta și toate lucrurile, parcă văd cu multe lucruri de făcut, vă vor ajuta să manifestați mai ușor, bine? Cam asta am să vă spun pentru voi în următoarele 3 luni. S-ar putea să auziți de cineva, poate, care a rămas, na, fără cineva, văduv, sau a pierdut pe cineva, v-am zis, a avut așa o durere foarte mare. Foarte mare grijă cu sănătatea, mâncați lucruri de calitate, fiți atenți pe termen lung la ceea ce mâncați și mai ales ceea ce gândiți, pentru că trebuie să vă purificați gândirea și corpul, bine? Am ajuns și la numărul 4. Haideți să vedem la voi cum va fi peste 3 luni pentru voi. Ce poate apărea în viața voastră, bine? În cazul vostru, dragii mei, pot vedea că peste 3 luni încă veți avea o perioadă de echilibru, o perioadă în care vă va interesa foarte mult spiritualitatea și asta pentru că avem cartea Echilibrul și spiritualitatea. Deci este posibil ca peste 3 luni să fiți mult mai conectați la spiritualitate și mai ales la îngeri și s-ar putea să fiți ghidați în următoarele 3 luni de îngeri. Poate să încerce să vă dea semne și voi să nu vă dați seama, așa că fiți atenți în următoarele 3 luni la sincronicități de numere, da, poate vedeți 11 și 11, 12 și 12, 8, 8, 8, 5, 5, 5, orice sincronicitate. Bine? Sau de 7. Văd mai degrabă o sincronicitate de 7. Și ceva cu 32, da? 5, 33. Da, foarte, foarte spiritual vă văd. Pot vedea că aveți o intuiție foarte bună. Veți avea multă energie feminină, multă energie yin, avem carte yin, și veți fi mai orientați către a primi și a fi mai receptivi, da? Așa că dacă sunteți receptivi,
Normal că primiți semne. De asemenea, pot să văd că printre domeniile cele mai importante ale acelei perioade, da, în următoarele 3 luni, pot să văd că este casa misterelor, a lucrurilor ascunse, oculte, și casa schimbărilor majore, da? Chiar și a crizelor de destin. Nu trebuie să vă speriați, e și casa sexualității, dar în același timp o veți mai acorda unui domeniu în viață foarte important, prietenia, libertatea și grupurile, da? De oameni, cercul de prieteni, anturajul. Și atunci pot să văd că este posibil ca unii dintre voi, poate nu toți, să vreți pe cineva. Să vreți pe cineva, dar s-ar putea ca această persoană să mai aibă pe cineva. Sau, dar vă văd oricum foarte atractiv, s-ar putea să fii, dacă sunteți femei, să fiți remarcate de un bărbat, posibil să fie leu, berbec sau săgetător această persoană, sau pur și simplu să fie o persoană foarte creativă, foarte carismatică, sportivă, e posibil să facă sport. Oricum, veți avea mai multe interese din ce văd, odată spre partea receptivă, spre spiritualitate și spre a fi calm cu voi, văd și serendipity. Deci veți, simt că veți vrea să trăiți momentul, de asemenea văd și o libertate. Deci este posibil să alegeți să fiți cu cineva care mai are pe altcineva și nu vă judec, nu mă înțelegeți greșit, știți că eu nu vă judec niciodată. Și să fiți ceva de genul, știi ce, nu mai îmi pasă, adică avem cartea aici acum, lăsăm trecutul, lăsăm viitorul, trăim momentul ăsta, bine? Și vă văd așa, o energie receptivă, da, bine, nu contează, și ce dacă are pe altcineva? Asta e, eu îmi trăiesc momentul, parcă mă simt liniștit, adică nu vă veți simți presat sau... Nu, chiar nu vă văd. Sau este posibil să întâlniți o persoană care este, cum s-ar spune în engleză, heartbreaker, da? Adică să frângă inimi. Deci să putea să fie o persoană așa care frânge inimi, care este spectaculoasă, celebră, populară. Și să spuneți chiar dacă nu o să fiu pe termen lung cu această persoană, merită măcar să văd dacă ne potrivim, poate, sexual sau... De asemenea, mai avem această... Da, chiar vă văd așa. Un picior sus, da? E ca și când ați pus deja piciorul pe ceva, vă gândiți, am făcut un pas și ne știm unde se ajunge. Sau în viața voastră sunteți deja pe o anumită cale, ați început ceva, sunteți pe un drum, probabil al echilibrului și vă descurcați foarte bine. Chiar văd că vă veți descurca bine. Veți avea așa ceva, v-am zis, parcă un exces de energie feminină. Veți fi foarte feminine dacă sunteți femei. Și veți atrage atenția unui bărbat care chiar caută o femeie feminină, o femeie specială. Dar, da, vă văd așa pe a aștepta, a spera. Aveți o speranță cu cineva care frânge inimi și, nu știu, parcă vreți ceva cu ea, dar... cred că persoana respectivă preferă să fiți prieteni. Eu așa simt și așa vă spun. Poate prieten cu beneficii. Și voi sunteți dezorientați, adică parcă nu ar părea așa. Pentru că e poate blândă cu voi, caldă, pare că are sentimente. Și cartea următoare spune, ești dezorientat și nehotărât, fiindcă nu ai informații suficiente. Cercetează sau cere sfatul unui expert înainte de a lua o decizie. Așadar, deci nu știu cum, jur, la aproape toate pachetele s-a întâmplat ca voi să cereți ajutorul cuiva. Deci s-ar putea ca în următoarele 3 luni să vă gândiți mai mult, trebuie să vorbesc cu cineva. Cineva să-mi dea un sfat, ce e cu persoana asta. Poate chiar să mergeți să-și cereți sfatul în tarot sau în ceva mai puțin normal, mai mult pe spiritual, pe comunicare spirituală, da? Prin intermediul cărților, prin intermediul pendulului, prin intermediul nu știu ce. A nu știu ce lucru spiritual, da? Care mai ezoteric, să spun, sau ocult.
Da, veți fi foarte, foarte interesați de lucruri ascunse, oculte, de tarot, de tot ce nu prea știe lumea, care e ascuns de lume, să spun. De asemenea, și finanțele și cariera, parcă ar fi bine, adică parcă ar fi, de fapt, nu că parcă ar fi, e foarte bine, pentru că avem cartea Finanțe și Cariere și Bogăția, da, averea, banii. Sunteți bine aici, vă văd că peste 3 luni veți avea bani și veți lucra mult pe finanțe și carieră. Poate această persoană la care voi vă gândiți vă face să fiți mai concentrați pe carieră, să spuneți asta e, trăiesc momentul, mă concentrez pe carieră, parcă vă văd concentrați mai mult pe carieră. Dar să știți că veți avea ceva, un anunț. Avem anunțul și veștile bune. În 3 luni veți primi o veste bună, totuși. Poate această persoană, dacă este cea de care v-am zis și este implicată cu altceva, e posibil să se despartă și să aveți o veste atât de bună care vă face foarte fericiți. Și probabil de aici speranța, poate așteptați vestea, așteptați, oricum așteptați ceva în următoarele 3 luni, vă așteptați o veste, un anunț. Poate așteptați să se despartă odată în sfârșit persoana pe care o placeți, ca să fiți și voi echilibrați. Și cred că s-ar putea să fie așa. S-ar putea să se despartă până la urmă. Oricum, va fi o lună în care comunicarea va fi foarte importantă, v-am zis și pe partea spirituală, dar și așa în general. Și asta va face foarte creativi, foarte prietenoși. Lumea va vrea să fie cu voi, să vă ceară sfaturile. Adică avem comunicarea asta. Și casa 11-a, da? A prietenilor. Și vreți multă libertate, deci chiar vreți, parcă vreți așa, măi, vreau să mă simt bine eu, sufletul meu, să nu mai îmi pese de ce gândesc alții sau dacă e corect sau nu e corect. Efectiv, vreți să faceți ceea ce simțiți. Și s-ar putea să mai vorbiți cu cineva, un prieten care e la distanță. Sau acest vă gândește un bărbat oricum de zodia. Mi-a venit și gemeni și fecioară, am să le spun. Gemeni, fecioară, berbec, săgetător și leu. Oricum să știți că voi, cei care ați ales acest set de cărți, aveți ceva cu spiritualitatea. Văd și 7, 7 și 33, deci o sincronicitate, să zic, bine, de fapt e o pereche, așa. Vă văd persoane care aveți ceva de rezolvat cu spiritualitatea și lucruri oculte. Deci cam așa vă văd în următoarele 3 luni. Mai multe nu am să vă spun, decât să fiți cu ochii în patru și dezvoltați-vă spiritual, pentru că așa cum avem forța, veți avea o ardoare pentru a ști lucrurile ascunse. Și spune în cartea aceasta, dezvoltare spirituală, iluminare, s-ar putea să vă treziți spiritual, să aveți așa o revelație, bine? Și o înțelegere mult mai profundă și ar putea să judecați mai puțin. Dacă înainte erați rigid, să știți că peste 3 luni veți fi alte persoane. Mult mai deschise, mult mai, poate un pic mai libertine, dar nu este rău, adică veți simți că trăiți, bine? Acestea sunt mesajele, vă aștept și la alte videouri, aștept feedback. Și sper să ne revedem curând pentru că pregătesc ceva surprize pe canal. Aveți răbdare și veți vedea. Vă pup!